ceva să faci, bă. Băi, păcorule, băi! Lasă că moarte, băi, cu cetățenii, bă, oraș! Ce pui, mă, 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 mă! Ce pui, mă, mă, mă! Ce-i tras, mă, tu? Ia-mă mâna, bă! Băi, ia-mă mâna de pe el, mă! Băi, ia-mă mâna de pe el, mă! S-a lăsat cu scandal și îmbrânceli la startul oficial al campaniei electorale la Timișoara. Membrii Alianței Dreapta Unită s-au adunat în Piața Unirii pentru a lipi primele afișe la miezul nopții, moment în care au venit cu același scop și mai mulți reprezentanți AUR. În acel moment a izbucnit un scandal colosal. De la cuvinte tăioase până la îmbrânceli nu a fost decât un pas. Infractorul ăla viceprimar. Și că noi suntem necivilizați. Băi, cu preta ești curajos. Dar când ți-ai turnat venitii la locală, te-ai ascuns. Alfred Simonis, candidatul pentru președinția Consiliului Județean Timiș, cere sancționarea celor două formațiuni politice. Ceea ce nu înțeleg reprezentanții celor implicați în scandalul de aseară este că timișorenii și timișenii dezavuează un astfel de comportament și că vor sancționa la vot circul, alegând investițiile și proiectele concrete. De asemenea, solicităm autorităților statului sancționarea celor două grupări care s-au încăierat golănește în plin centru al orașului, într-un loc simbolic pentru Timișoara, transmite Alfred Simonis.